Europei. Dorim ca țările noastre să aibă schimburi regulate, să aibă o analiză comună și să aibă politici comune, pentru că obiectivul nostru este să avem o industrie europeană a apărării. Franța, de mai bine de 20 de ani acum, a înțeles că România dorește să se dezvolte, România dorește să se deschidă, România dorește să se integreze în Uniunea Europeană, iar Franța a însoțit-o pe acest drum.